Bună seara, dragilor! Bine ați venit la live-ul din această seară despre sănătate și frumusețe. În acest live veți afla multe lucruri despre noile metode de slăbit, dar și metodele de remodelare corporală prin îndepărtarea grăsimii localizate. Kilogramele în plus au fost și vor fi întotdeauna, atât pentru femei cât și pentru bărbați, probleme pe care, într-un fel sau altul, trebuie să le rezolvăm. Și le rezolvăm împreună cu chirurgul estetician, dar și cu medicul nutriționist. De asemenea, în acest live veți afla secretele celei mai noi diete care îndepărtează grăsimea, care are rolul de a slăbi și de a menține greutatea. Este vorba de o dietă foarte sigură, o dietă care este foarte atent studiată, cu rezultate rapide și foarte, foarte ușor de urmat. De asemenea, veți afla și multe noutăți despre îndepărtarea grăsimii localizate de la nivelul abdomenului, de la nivelul gușei, a brațelor, coapselor sau unde se mai depune ea și nu o putem îndepărta nici cu sport și poate nici cu anumite diete. Și invitata mea din această seară o să vă spună și de ce nu se poate îndepărta. Nu mai stăm și trebuie să vă prezint pe minunata doamnă doctor pe care o știți cu toții și mă bucur din suflet că a acceptat invitația mea și a voastră de a interveni și a realiza acest live care sper să vă aducă foarte multe beneficii și foarte multe noutăți. Este vorba de doamna doctor Mihaela Bilic. Bună seara, Mihaela, bine ai venit! Mă bucur foarte mult că ești alături de mine și eu de tine, pentru că subiectul de astăzi seară este un subiect care tratează de fapt silueta. O siluetă pe care nu o putem remodela nici doar cu chirurgia estetică, dar nici doar cu diete. Ce să spun, îți mulțumesc pentru invitație și te felicit pentru idee. Mulțumesc. De fiecare dată vorbim în pătrățica noastră, iar această abordare un pic globală și din mai multe direcții a problemei mi se pare că e benefică, pentru, mai ales pentru privitorii noștri. Trebuie să înțelegem că nu există doar o metodă, iar lupta cu kilogramele în plus este una din care de multe ori ieșim învinși. Și atunci eu merg pe principiul scopul scuză mijloacele. Nu trebuie să apelăm la orice, eu știu, soluție, cât ar fi ea de radicală sau de drastică, doar ormi și învingători. Natura nu ne-a făcut, cum să spun, natura ține cu grăsimea. Ne îndeamnă să avem kilograme în plus pentru că natura consideră grăsimea supraviețuire, iar noi, trăitori în secolul 21, unde silueta și imaginea sunt poate mai importante ca niciodată, ne trezim în această luptă nedreaptă cu instinctele noastre, cu metabolismul, cu toată oferta alimentară pe lângă care e greu să treci nepăsător. Și atunci, în acest context, cred că trebuie să ne înarmăm cu informații corecte, cu, iată, să știm exact care ne sunt armele, astfel încât, cine știe, într-un final, să reușim să facem, hai, nu să ne iubim corpul, dar măcar să-l acceptăm și să trăim bine în pielea noastră, pentru că, mai ales în cazul femeilor, cred că este cea mai mare problemă a acestor zile. Ajungem să fim nemulțumite de noi pentru că suntem imperfecte, iar perfecțiunea e atât de greu de atins. M-am gândit că pacientul trebuie să urmeze o dietă, clar. Pentru că oricât de mult aș munci eu, celălalt țesut se va revărsa peste ceea ce am lucrat eu. Iar rezultatul... Și se mai multiplică și niște adipocite. Exact, pe... și asta. Și atunci rezultatul că și mersul la... S-ar putea ca și lipoaspirație, ca și cura de slăbire, să se transforme într-o chestiune cronică. Adică pacientul la fiecare, nu știu, la fiecare an se mai duce și mai scade niște grăsime. Dacă ne îngrășăm 20-30 kg, nici asta nu-i soluția. Dar cum să nu se pună la loc? Și atunci am, în urmă cu ani de zile, le recomandam pacienților o dietă, cu mâncare mai puțină. Da. Rezultatele erau bune și erau destul de apreciate de pacienți. Mai nou, această dietă pe care o recomand a luat locul dietei clasice și am descoperit, pentru că eu am descoperit-o. Așa se întâmplă, dar dintr-o căutare personală. Exact, a fost o căutare personală și pentru o surpriză extraordinară, pentru că trebuie să spun că întâi am încercat-o eu, înainte să recomand pacientului noua dietă despre care aș vrea să vorbim și să aș vrea să îmi spui părerea ta cu privire la concept și la calitatea acestei diete. Este vorba de o dietă care este săracă în calorii, chiar foarte săracă în calorii, dar care are toți nutrienții necesari. Și vorbim de nutrienții de la proteine, fibre, până la omega, pentru că avem nevoie și de
acizi grași de calitate. Deci așa, științific, pe hârtie, totul este acoperit. Așa. Respectă legislația în vigoare la nivel european. Este o dietă, clar, pentru că n-aș vorbi de ea dacă nu ar fi o dietă care este aprobată de Asociația pentru Siguranța Alimentelor Europeană. Și am observat că... Și unde ai găsit-o? Am găsit-o... Din ce țară ai adus-o? Am adus-o din Danemarca, pentru că acolo am găsit... Sunt frumoși, sunt înalți, frumoși și slabi oameni. Este o dietă de 40 de ani în Danemarca și este okay, o dietă pe care o găsim peste tot. Istoria este foarte bogată și este o dietă foarte, foarte bine studiată științific. Până în urmă cu câteva luni aveau vreo 35 de studii științifice. În ultimele două luni studiile s-au mărit ca număr. Ce m-a impresionat pe mine la această dietă, pentru că găsim peste tot felul de diete, care mai de care cu conceptul lor. Această dietă, am citit istoria și m-a bucurat foarte mult să aflu că de fapt au pornit de la a realiza niște intervenții de bypass gastric pe pacienți, pe pacienții care erau supraponderali și obezi și care necesitau o slăbire rapidă. Okay. Iar în urmă cu 40 de ani s-au realizat astfel de diete care constau în anumite prafuri, toate naturale, care ajutau pacientul să slăbească destul de rapid pentru deci e un fel de, adică înlocuitor de masă. Este o dietă care înlocuiește clasic complet mesele. Okay. Deci nu mai avem mese, ci este o dietă înlocuitoare completă de mese. De fapt, sunt mai multe categorii. Este un concept foarte complex, pentru că are dietă de slăbit, înlocuitori complet de masă, mai are înlocuitor de masă pentru cei care vor să-și mențină greutatea. Mai există și suplimente proteice și alte suplimente naturale care ajută fie să determinăm pacientul să îi crească sațietatea sau să intervină puțin în procesul acesta de ardere al grăsimilor. Și mă întorc la acei ani în care s-a descoperit dieta și ei au realizat că pacientul care a slăbit imediat era un pacient care era și foarte bine echilibrat nutrițional. Și atunci s-a născocit această dietă minunată pe care am testat-o eu, au testat-o prietenii mei, părinții mei, frații mei, absolut tot, și am realizat că este o dietă care nu dezechilibrează organismul, care are rezultate rapide și rezultatele se mențin. Deci, ca să înțeleg corect, în loc să-ți mai bați capul și să-ți pui întrebări ce mănânc, ce combin, câte grame, așa, dai totul la o parte și primești de la ei, exact. Adică primești exact produsele care, exact, cu care să te hrănești, pe ce perioadă? Sau care bănuiesc că sunt spectaculoase rezultatele. Sunt spectaculoase rezultatele. Dacă mănânci exclusiv produsele, să zic așa, calculate științific, e clar că nu... Este important să mâncăm produsele calculate științific, pentru că în așa fel organismul este foarte bine echilibrat și greutatea la pacienții mei a fost momentul în care trebuiau să se hotărască și să facă primul pas. Dacă înainte le recomandam dietele cu alimente în cantitate mai mică, slăbirea era un pic mai lentă și erau de lăsători și se lăsau de dietă. Mai mult de atât, au constatat și ei că diferența este mare, pentru că dacă mâncau, de exemplu, un grătar cu salată, nu se simțeau foarte bine pentru că nu aveau suficient nutrienți. Iar această dietă care conține calorii puține, dar are toți nutrienții și care constituie o singură masă, este net superioară și din punctul meu de vedere și din punctul lor de vedere, prin faptul că asigură atât slăbirea rapidă, dar și echilibrul organismului. Deci nu mai zbați capul. Nu ne mai bătem capul cu asocieri, disocieri, exact. Așa, ai tot într-un pliculeț, să înțeleg, și totul într-un pliculeț, sunt pliculețe naturale, deci toți compuși și sunt aprobați și de OMS, sunt constituenți naturale. Ceea ce e interesant, și de obicei eu tot ce am semnat substitut de masă, n-am fost o mare fană, pentru că eu după 30 de ani de la preferința pentru gustul dulce am trecut pe preferința de gust sărat. Și atunci toate aceste diete care presupuneau un locuitor de masă erau făcute pentru batoane care aveau gust dulce, toate shake-urile erau pe gust dulce. Ce mi se pare mie fabulos, care sunt o mare fană de supă și de ciorbă, este că aici avem plicuri de supă. Deci să înțeleg, oricum, dacă mă uit aici pe conținutul de nutrienți și văd 50 de, să zic, substanțe benefice pentru organism, cu siguranță o supă cremă pe care o faci tu acasă, din orice legume ai face, o n-are cum să aibă tot aportul ăsta. Însă faptul că există varianta de mâncare care să se apropie de noțiunea de mâncare clasică e un lucru bun. Și pentru mine mi se pare că nu întotdeauna nu te poți hrăni tot timpul doar cu dulce, adică e o chestiune. Da.
Altfel sunt sigură că ciocolățica asta e delicioasă. Absolut minunată. Acelea sunt mesele mele pe care le au zilnic la cabinet. Sunt două one meal-uri. Și dacă pe care... tot vorbim că nu e doar despre slăbit, știu că și eu pățeam asta în momentul în care aveam o zi întreagă de consultații. Eu întotdeauna am luat cu mine o sticluță de lapte bătut, sunt o mare fană de lactate. Și atunci și până seara era singura mea masă. Cu siguranță n-avea cum să fie din punct de vedere aport de nutrienți echilibrată, însă era important că, dacă vreți că așa se întâmplă, mâncam și puțin, eram și la cură de slăbire și în același timp, să zic, băgam ceva în stomac. Dar altfel când, și asta este interesant și puțin nutriționiști poate recunosc, în momentul în care încerci să pui într-o farfurie de mâncare toate acele substanțe pe care, eu știu, știința le recomandă, acea doză zilnică recomandată din toți nutrienții, s-a ajuns la paradoxul și situația jenantă în care cantitatea de mâncare era enormă. Adică numai exact. Pentru vitamine și minerale ne trebuiesc câteva kilograme de fructe și legume pe care dacă le mâncăm și proaspete și de sezon și abia culese și pe care dacă le mâncăm în fiecare zi, cu siguranță ne vom îngrășa. Deci de multe ori, dragii mei, alimentația sănătoasă este una de îngrășat, nu de slăbită. Da? Dar nu putem să stăm nici cu kilograme în plus. Absolut! De asta spun că noțiunea de a slăbi sănătos este o chestiune ușor absurdă, că nu prea se poate, da? Din cauza asta. Așa este, dar trebuie să ne gândim și la efectele secundare ale supraponderii și obezității. Absolut, nu doar, dramatice. Nu dramatice. Doar estetic, pentru că nu vorbim doar estetic, vorbim și funcțional. Vorbim de efectele pe care le avem la nivel sistem cardiovascular. Cred că la nivel mondial grăsimea este cauzatoarea celor mai mari cheltuieli în sistemul sanitar. Deci de la ea pornesc toate. Diabet, hipertensiune, problemele, tot ce erau vine de la grăsime. Ce spui tu dacă eu îți garantez că cei care au urmat această dietă, printre care și foarte apropiați ai mei, și-au normalizat tensiunea cu această dietă. Da, sunt sigură. Și-au normalizat glicemia și colesterolul. Da, pentru că acest pliculeț care constă în un anumit shake sau supă, pentru că avem gusturi diferite. Mi-e place supa de roșii, dar îmi place și mango și vanilie. Sunt produse și noi venite. Avantajul este că avem toate gusturile. Dulce și sărat. Asta e important, da. Dar avem și Nu, dar pe mine asta m-a impresionat. Tot acest aport de nutrienți, dacă nu este făcut prin știință, prin medicină, în mod spontan, natural, n-are cum să existe într-un pliculeț. Deci noi avem un fel de, n-aș numi o mâncare, i-aș spune un fel de superfood. Și cred că foarte interesați de acest superfood, pe lângă cei care vor să slăbească și iată să rămână în tonus, cred că, acum mă gândesc, nu că aș fi eu etalonul, ar fi sportivii. Eu mă gândesc că cine merge la sală și cine depune un efort susținut acolo și vrea să, iată, să câștige masă musculară, slăbitul ia și din mușchi. Și atunci probabil că o persoană care transpiră din greu pentru fiecare gram de mușchi câștigat va fi, adică odată ai nevoie de energie pentru sport, pentru că altfel dacă ești leșinat de foame, nici mișcarea nu poți să o faci eficient. Și apoi, foarte important, ca dintr-un aport de proteine, aș spune, peste doza zilnică recomandată, să reușești să și dezvolți masă musculară. Deci cred că superfoodurile astea ar fi foarte binevenite în sălile de sport. Pentru că au și proteine foarte, foarte multe. Deci cu un pliculeț din acesta nu poate să fie echivalentul unei mese scăzute cantitativ și săracă în calorii, exact, în grăsime și să avem această compoziție de nutrienți ar însemna să mâncăm foarte mult, deci cu foarte multe calorii. Ori noi mâncăm o masă cu 110 calorii și avem absolut toți constituenții. Deci, plus că mai e un lucru pe care, hai să o recunoaștem, e vorba de comoditate. Și aici sigur o să găsești o mulțime de fani, pentru că odată nu avem dispoziția aceasta necesară de a face pregătirile, cumpărăturile, gătitul, inclusiv gândul și ce o să mănânc, să-ți pui întrebări, să-ți dai o fi bine, n-o fi bine, am făcut alegerea corectă. Deci este o chestiune de comoditate și probabil că ele se pot pune, iată, ușor în poșetă, le poți lua, prepara probabil printr-un, așa cum scrie aici, shake it, e clar că... Shake it, da? Till you make it, da, pentru deci că este... au shakere, se pot prepara și două, trei deodată. Ele se iau, sunt 6 mese pe zi, pentru că așa recomandă nutriționiștii. Numele este de Nupo și este de Nupo, vine de la Nutritional Power, pentru că este
tradus în românește, puterea prin nutriție, da. Deci de la nutritional power. Credeam că vine de la nu pot și atunci dacă nu poți tu, poate. Da, poate să fie o sintagmă de care ne putem lega. Cu ea putem, pentru că are multe, foarte, foarte, foarte multe preparate de toate gusturile și are și diferite constituție. De exemplu, avem, de exemplu, nu doar supă și shake-uri dulci. Deci pe toate gusturile și la capitolul, dacă îți place crocan, dacă îți place exact, sau dacă lichid, vrei să dacă mănânci vrei să și mesteci. Să mesteci, sunt multe sortimente, cum ar fi chilisin carne, cușcuș, au făcut și omletă. Adică dimineața, în două minute, pregătim mesele și suntem gata pentru toată ziua, punându-le foarte ușor în poșetiță. Ce mai vine acum în minte, vorbind cu tine, mai este și varianta în care poate vrei să te menții și iată, peste zi ești alergat, ești fugărit, ești pe drumuri, nu ai timp să-ți pregătești o masă, nu știu, cum ți-ai dori, și atunci e acest înlocuitor de masă, să știi măcar că ai nutrienții de care ai nevoie acoperiți, și apoi când ajungi acasă și ești pendelete, 200 de calorii la acest înlocuitor de masă. Eu și apoi mănânci restul, adică masa de seară o mănânci frumos, elegant, cu ce-ți place ție, pe gustul tău, dar asta poate să fie un fel de to go, așa, adică easy și to go, ca să fie lucrurile. Adică să știi că ai făcut ceva corect pentru corpul tău, că i-ai dat substanțele de care are nevoie și energia și, foarte important, cu puține calorii, că de fapt aici toată beleaua. Aici este secretul. Aceasta este cealaltă categorie de produse pe care dieta o oferă, aceea înlocuitorilor de masă, la care eu sunt abonată zilnic de vreo 6 luni încoace, pentru că eu consum două One Meal-uri care sunt sub diferite forme și de toate gusturile, fie gata făcute, fie One Meal-uri. Sunt și produse vegane. Okay. Care sunt pentru cei care sunt deci vegani. S-au gândit la toate. Da, s-au gândit la toate și prețul fac și eu. Cum e? Cât costă? Cât costă? 7 lei pe masă, de exemplu. Deci suntem la meniu, suntem sub meniu zile ca și valoare financiară. Ținând cont de faptul că nu mai mâncăm nimic altceva în plus, deci deci avem nutrienți la maxim cu preț cu calorii puține, putem să și slăbim, dar să ne menținem greutatea, pentru că și acesta este un obstacol în calea fericirii noastre, menținerea greutății. Okay. Da. Spune-mi, privitorii noștri, n-are nimeni nicio întrebare, că noi aici ne-am aprins așa în discuție. Sunt și o grămadă de întrebări, de la cât costă. Iată, v-am răspuns. Da, acelea sunt niște napolitane. Mi-au făcut cu ochiul. Da, sunt produsele noi, sunt niște napolitane care sunt învelite în ciocolată. Ce drăguț! Iar că este și ambalaj, adică înseamnă că asta e porția corectă. Este porția și corectă. Și cât am aici pentru gustărica? Ai 100 de calorii. Ai 100 de calorii și în loc să mănânci ciocolată. Pacienții li se mai întâmplă următorul lucru. Cumpără acasă aceste produse, mai ales bata familia. Copiii. Pentru că sunt și sănătoase și extrem, extrem de gustoase. Dar mie îmi plac acestea care sunt One Meal-urile și cu măr și că cu scorțișoară. Că tot e seara acum și de ce să nu băgăm o infuzie de ciocolată? Nu știu dacă ai gustat asta? N-am gustat. Produsul nu l-ai gustat. Dar așa cum îl văd, seamănă cu o napolitană crocantă și mie crocant, tot ce crocant îmi place. Este crocant, iar aceasta, dacă te uiți, este ca un fursec, este absolut minunat, pentru că îmi place absolut la nebunie. Întrebați-ne, dragii mei, că are o cremă incredibilă. Ce să vă zic, se mănâncă, are un gust de măr cu scorțișoară, există și produse cu ciocolată. Gusturile sunt absolut minunate. Sincer să fiu, abia aștept să-l mănânc, pentru că este chiar va fi masa mea. Și pentru că este ora târzie și iată, nu mai ai timp să gătești. Da. Spune-mi ce ne întreabă sau dacă mai vrei tu să-mi spui. Sunt multe persoane care întreabă de unde se pot. Da, dacă intrați pe pagina mea de Instagram, le puteți găsi acolo, sau intrați direct pe nupo.ro. Să înțeleg că tu le-ai adus în România. Da, le-am adus în România, nu ușor, pentru că reprezentanța a făcut o selecție foarte, foarte atentă a celor care să le redistribuie. Trebuie traduse, trebuie explicat. Da, a fost destul de greu și de mult ca și volum de muncă. Sunt multe țări în Europa care au importat aceste produse. Sunt produse care sunt, repet, sunt foarte bine testate științific, nu sunt produse făcute nici de nici de azi. Tocmai și acum, dacă tot vorbeam despre înlocuirea mesei și despre superfood-ul acesta,
putem, pe ce perioadă putem mânca doar, iată, astfel de produse și să, ca toată lumea vrea, cum pot să slăbesc maxim meniu și repede? Da, vreau să știu meniu. Este o dietă extrem de versatilă și este o dietă cu care ne putem, la care ne putem adapta, cred că fiecare dintre noi, fie că suntem normoponderali. Deci pot să mănânc o lună, trei luni, așa numai din asta? Sau? Teoretic, ia, este care recomandată în momentul de față până la 3 săptămâni și chiar până la 8 săptămâni cu noua legislație care intră imediat în vigoare, fără a consulta niciun un fel de medic. Deci este intră în categorie. Mai că place. Deci este dieta, dragii mei, că nu mai are, care nu mai are nevoie de nutriționist. Asta e brada. Deci cu ajutorul lor nu mai aveți, a scăpat și de vizita la nutriționist, exact, de cheltuială la nutriționist, mâncați, iată, supervizat de și științific și este și slăbiți maxim, da. Categoria de alimente, deci o putem consuma foarte ușor, okay, și foarte foarte sigur. Dieta, am spus că este versatilă și o putem folosi așa cum ne cere corpul nostru. Noi am încercat să creăm și niște pachete, pornind de la pachetele de 10 zile până la pachetele de 3 săptămâni. Dar eu cred că săptămâni e nevoie de o perioadă din asta, să zic, de atac. Pentru că știu din experiența mea, cu cât alimentația e mai monotonă și mai și știi exact că ai, nu știu, 2-3 lucruri de mâncat, cu atât îți este mai ușor psihic. Și atunci dacă vrei, cred că eu așa aș face, dacă vrei în prima fază să slăbești repede și mult, părerea mea este că câteva săptămâni le mănânci pe ele și apoi în momentul în care vezi că funcționează și deja ești motivat, că ai făcut și lipoaspirația, ai slăbit, ai accentuat slăbitul cu ajutorul dietei, dintr-o dată poți să zici ok, și acum introduc o masă sau nu știu, micul dejun și masa de seară le țin pe clasic și mai păstrez, nu știu, masa de prânz în care sunt, sau invers, una din mese cu acești substituenți de masă, exact, tocmai ca să, probabil că la asta mă gândesc, că tipul de sațietate, aportul de vitamine, minerale, fibre, tot ce înseamnă lucrurile care te echilibrează, să fie realizat de în cadrul unei mesele, iar celelalte să le poți mânca un pic mai hipocaloric, dar pe da, gustul, dar dacă, și pe... Dacă dorim să slăbim deja, că dorim să dăm jos 3, 5, 7, 10 și mai multe kilograme, atunci este recomandată această dietă cu shake-uri, cu supe. Există și oatmeal-ul, care este acel muesli cu măr și cu scorțișoară absolut minunat. Stai, mai mi-a venit o idee. Știi unde mai putea să mai, cred, unde ar mai putea avea indicații? Pentru că știm cu toții, există foarte mulți pacienți care nu pot face anumite intervenții chirurgicale pentru că au un exces ponderal. Și aici vorbesc, nu știu, de la intervențiile în sfera digestivă, de la intervențiile, eu știu, cardiologice, vasculare. Și atunci, de la medicul specialist, pleacă cu recomandarea, mergeți la nutriționist și slăbiți, nu știu, trebuie între 5 slăbești și 7 și kg, pentru că nu poți fi operat. Da. E o întrebare, era în cât timp slăbesc. Rezultatele se văd din primele asta 2-3 zile. Asta este interesant. Pentru că se mobilizează, asta am observat, se mobilizează foarte rapid grăsimea în a fi arsă. Și dă și motivația psihică și psihologică pacientului în așa fel încât se poate avea toată abținerea lui. Exact, deci e vorba de dietă, e vorba de aceste cutii care asigură scăderea în greutate. O dietă care poate fi luată, am spus, între 10 zile, 3 săptămâni, poate fi urmată și 8 săptămâni. Dacă avem de slăbit mai mult, putem să facem o pauză și apoi să reluăm dieta, vorbim de 20, 30, 50 de kilograme, dar putem să ne întoarcem și la acele scheme, să mâncăm 5 zile pe săptămână dieta de slăbit și în restul zilelor să mănânci la liber. Să mâncăm la liber, pentru că ne conferă și un beneficiu psihic și absolut flexibilitate, o flexibilitate. Deci fiecare poate să-și adapteze, dar atunci când, nu știu, trebuie să intri în rochea de mireasă, vine vara și trebuie să pleci aici la mare. Este, exact, iată, da, există, deci ai nevoie de, există persoane de care vor să slăbească rapid, rapid, deci pentru toată că lumea au un anumit să slăbească eveniment rapid. Și putem să slăbim în câteva kilograme, 3-5 kilograme înainte de un eveniment, în câteva zile. Repet, fără a avea riscul de carențe, dezechilibre. Exact, de a avea dezechilibre. Dimpotrivă, pacienții mi-au spus că s-au echilibrat metabolic. Da, și că se simt foarte bine și în foarte mare formă. Da. Ele se pot comanda online, sunt foarte ușor de comandat prin magazinul online și multe, multe alte recomandări pot fi luate și de pe site, de pe nupo.ro, acolo se găsesc foarte multe informații. E clar informații. Că nu putem mânca toată viața nici batoane de slăbit, nici superfood, nici friptură cu cartofi prăjiți. Este clar că lucrurile trebuie să, eu știu, trebuie să avem un stil de viață, da, și trebuie așa, să ușor
combinate pentru că suntem într-o căutare absurdă a perfecționismului. Noi nu suntem nici moderați, nici echilibrați, nici, să spun, imuni la ispitele alimentare, da. Și atunci trebuie să mergem pe compromis. Deci, dragii mei, sfatul meu, chiar și după discuția de azi sau mai ales după discuția de azi, este acceptați compromisul în viața voastră și recurgeți la metodele care sunt cu adevărat eficiente pentru voi și apelați la ele fără să vă mai amânați viața, pentru că aceste păcătoase de kilograme în plus, mai ales pentru noi femeile, nu numai că ne otrăvesc sufletul ca o molie care stă acolo și ne mănâncă bucuria și optimismul, dar ne dă acest tip de atitudine în care psihologii au numit-o la 5 kg de fericire. Deci noi nu trăim azi pentru azi, ci ne punem viața în cui și toate dorințele și așteptările și totul amânăm pentru ziua în care o să fim mulțumite de silueta noastră. Deci această pauză dintr-o existență care poate fi, eu știu, nu perfectă, dar mulțumitoare, este absolut păguboasă, pentru că întotdeauna ne vom dori să fim și mai slabe, și mai tonice, și mai, eu știu, perfecte, și atunci uităm să trăim. Deci tot ce am discutat astăzi este vorba de metode care pot veni în ajutorul vostru. Nu întotdeauna trebuie să le facem pe toate de unii singuri, cu voință multă și cu abținere, pentru că nu funcționează. Voința și motivația și toată acest efort psihologic este, din punct de vedere, nu știu, aș spune energetic, consumator de energie vitală, da? Atenție, voința este o chestiune limitată în timp și nu putem construi o viață întreagă pe voință în lupta cu mâncarea, da? Mâncarea este, așa cum respirăm, ne este foame, da? Deci nu e ceva ce putem controla și ce putem interzice. Și a-ți face din cura de slăbire o chestiune de obsesie pe viață este păgubos și păcătos. Dar arată că putem face și o experiență pozitivă, absolut, cu această dietă, deci, pentru că am văzut pe foarte mulți. Încercați toate metodele, încercați și vedeți ce vi se potrivește. Iată, poate unii vor supe, poate unii vor dulce, poate unii vor să mănânce 6 mese așa, sau alții vor să mănânce 2 și în rest să... Dar încercați. Ta, vis-a-vis de recomandările pe care le-am dat eu pacienților, schimbând tipul de dietă, trecând de la dieta aceea cu în porții mici, cred că este mai... Cred că ai făcut un lucru bun. De ce? Pentru că tot ce înseamnă dietă sau, eu știu, cură de slăbire care presupune prezența tuturor alimentelor, dar în cantități limitate, cu un program al meselor ordonat, înseamnă un tip de disciplină și chiar și de supraveghere continuă. Nu foarte multă lume este dispusă și capabilă de acest tip de cumințenie, da? Exact, poate trebuie să cumpărăm, și atunci, trebuie să cântărim, da, trebuie și să atunci calculăm caloriile. Pentru oamenii care sunt mai pragmatici și vor soluții rapide și eficiente, a le da un produs, nu uitați că inclusiv la capitolul sunt restaurante sau, nu știu, sunt business-uri care s-au clădit pe acest tip de, eu știu, concept. Îți trimitem noi mâncarea să nu te mai gândești tu la nimic, da? Acolo pare că este și un nutriționist sau poate chiar și este poate un nutriționist, da. Sunt niște calcule în spate, deci cu toții suntem comoși și cu toții ne-ar plăcea să fim hrăniți, da? Fără ca noi să mai facem alegerile, cineva să ne trimită pliculețul, pachetelul și noi să știm că aia trebuie să mâncăm în ziua respectivă. Suntem cu toții niște copii mari care așteptăm să fim hrăniți. Cred că a le propune pacienților tăi această variantă a fost o chestiune isteață, pentru că în felul ăsta tu poți să le spui să meargă la nutriționist, însă gândește că foarte multă lume nu reușește să fie pregătită pentru acest pas, nu reușești să te duci să spui în fața cuiva, e ca și cum ai accepta sau că ai nevoie de ajutor. După aceea, până găsești nutriționistul care, cu care să te potrivești, e o cheltuială, e timp pierdut. Este ceva... Apoi trebuie să respecti, nu toată lumea este dispusă să respecte cu strictețe, nu știu, o dietă pusă pe o foaie de hârtie. Știi, deci... cum este? Am văzut undeva imaginea aceasta, în momentul în care vrei să urmezi o cură de slăbire, trebuie să vorbești cu tine în oglindă și atunci să realizezi ce trebuie să faci. Cred că și... medicul nutriționist are rolul lui, asta este foarte clar, dar și mersul la nutriționist cred că este încalcă un pic intimitatea pacientului. Categoric. Și poate foarte multe ori, să știi că n-am nicio fel de problemă și de orgoliu personal și profesional. Eu chiar îi îndemn pe oameni, pentru că aici nu putem să ne mințim, da? Cred că poți să întrebi și un copil de 5-7 ani cum anume slăbești și o să spună: nu mănânci. E foarte ușor de spus, e mai greu de pus în practică, dar foamea este cea mai, e sfântă.
nimeni n-are cum și chiar de multe ori spun, dacă ești prea sătul și nu ți-e foame, atenție că s-ar putea să nu slăbești. Adică nu avem cum să le avem pe toate, da? Nici să nu ne fie foame și să ne facem toate poftele și cu toate astea să slăbim. E utopic. Dar și pe de altă parte, să ai impresia că tu ești incapabil să decizi pentru tine și că totul trebuie să vină cu avizul unui nutriționist, mi se pare aberant, da? Deci nu se poate, adică oamenii s-au născut cu aceste instincte, noi știm în ce relație suntem cu mâncarea. Trebuie, da, să ne impunem disciplină și seriozitate în tot ce înseamnă, adică duc mâna la gură, da? Știu ce fac? Sunt sigur că asta vreau să fac? Sunt sigur că vreau să mănânc toată oala de sarmale? Adică e o chestiune, nu, nici măcar nutriționistul nu te poate opri. Tu știi foarte bine că dacă ai mâncat toată oala de sarmale o să te îngrași, indiferent dacă erau dietetice și fără grăsime făcute. Deci este o chestiune, nu ne-ar plăcea, dacă vrei, inclusiv responsabilitatea pentru mâncarea noastră să o pasăm nutriționistului și dacă se poate sau am fi suficient de bogați, iată să vină nutriționistul după fundul nostru și să ne dea la fiecare. Da, nu poate să facă nimic absolut nutriționistul dacă noi nu avem această decizie și hotărâre pe care să o punem în practică. Și este vorba și de eșecul anumitor diete, momentul în care toți oamenii au încercat să suporte rigorile acestor reguli de a cântări mâncarea, de a calcula caloriile. Eu mai spun un lucru, de slăbit nu este neapărat cel mai greu. Cel mai greu este să te menții. Să te menții, exact. Și atunci o dietă cu cât este mai strictă, atenție și aici, deci în momentul în care vă apucați și mâncați batonașele, pliculețele astea, lucrurile funcționează fabulos. Nici nu trebuie să încerc ca să știu că e adevărat. Problema este când vă plictisiți, când vi se pare că a devenit ușor eu, și comod, din experiența mea, ușor și trebuie să ne întoarcem la mâncarea normală, dar iată, ne întoarcem la mâncarea normală, da. Ne întoarcem dacă, de exemplu, pe mine mă ajută foarte mult aceste, eu având o activitate extrem de încărcată și trepidantă în fiecare zi, e foarte greu să mă duc într-un colț să mănânc sau să-mi comand ceva și câteodată se întâmplă să-mi comand ceva din punct de vedere nutrițional scăzut și care are un aport caloric mare. Adică, de exemplu, mâncam un covrig sau ceva normal, sau merdenea, care era total un aliment nesănătos. Și atunci de ce să mănânc ceva nesănătos? Da, când pot să mănânc ceva poșetă, cu calorii foarte, foarte puține, care mi-asigură nutriția și care mi-asigură și sațietatea. Și lucrurile acestea merg absolut de minune, plus că conțin foarte multe fibre și Te simți și sătul, reglează și tranzitul intestinal, reglează și metabolismul. Dragii mei, cred că vi s-a făcut foame de atâta vorbă, mie cel puțin mi-este foame. Fă tu închiderea, pentru că mie mi se pare că au mai fost întrebări, eu sper că am răspuns la multe dintre ele. Ideea este că îmi pare foarte bine că ai fost aici alături de noi și că am descifrat tainele acestei diete noi. Măcar care unele este, dintre măcar ele, dar că sunt foarte multe, acestei diete minunate pe care eu o aprob și o susțin cu toată tăria pentru că este testată pe mine. Această dietă pe care toți cei care o doresc o găsesc pe site-ul nupo.ro și comenzile se pot face online. Sunt alimente sănătoase, sunt alimente naturale, sunt mai multe categorii de alimente. Categoria dietei, cea care slăbește, asigură scăderea în greutate. Categoria înlocuitorilor de masă, care poate să slăbească și ea, dar poate să și mențină greutatea corpului, și celelalte de suplimente alimentare și de batoane proteice. Eu mă bucur că cei din Danemarca au fost de acord și au lăsat să vină și pe piață din România, pentru că aduce un beneficiu odată pentru sănătate, odată pentru estetic, pentru sănătate, material, pentru că este clar mult mai ieftină decât orice am mâncat în timpul zilei. Și este la îndemâna oricui, salvăm și timp, pentru că în loc să stăm să gătim și să pierdem timp în bucătărie, această dietă poate fi luată la purtător în tot timpul zilei și ne scutește de foarte, foarte multe altfel de neajunsuri. Eu aș vrea să te felicit pentru că, iată, ești de trei ori femeie, iată, pe lângă faptul că ești un chirurg cu o experiență și cu un renume atât de mare, muncești din greu pentru că, dragii mei, nu e ușor să
elimini grăsimea de pe corpul nimănui, da, e încă migăloasă. Intervenție, da? Extrem de solicitantă fizic, da, și fizic. Și cu atât mai mult că ești femeie și lupți în continuare, iată, și ajuți pe pacienții tăi să le pui la îndemână tot arsenalul de metode, astfel încât silueta lor să fie frumoasă și tot ce înseamnă optimism și bucurie de a trăi să contribui cât poți de mult. Felicitări, mulțumesc pentru că lucrul tot. Ăsta eu chiar mulțumesc contează. Mulțumesc mult de tot pentru că ne-ai făcut onoarea de a fi alături de noi și de toți cei care ne urmăresc și pentru sfaturile tale absolut minunate, pentru acceptul tău și aprobarea a faptului că recomandând această dietă pacienților mei nu fac decât un bine pentru ei. Absolut, da. Și să fim încrezători că totul o să fie bine. Categoric, categoric, și iată, pe mâinile tale, Malta, oricând, în siguranță, pentru că chiar faci lucrurile profesionist. Felicitări încă o dată. Mulțumesc foarte mult, Mihaela. Mă bucur mult de tot că ai fost alături de noi cu aici. Cu tot dragul. Cu tot dragul. Și alte întrebări, dacă aveți, le lăsați pe conturile de Instagram și pe Facebook. Veți primi răspunsuri la ele și informații despre intervențiile de remodelare corporală și de dietă. Puteți să ne întrebați oricând, suntem la dispoziția voastră, suntem cu toții alături de voi și să sperăm că v-am oferit informațiile de care aveți nevoie pentru a avea un corp sănătos și frumos și, frumos, și tonic și slab, și, slab. Și cum vă doriți voi. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi și ție în primul rând. Îți mulțumesc! Mulțumesc mult și eu!